important pentru impactul care îl are acest proiect. Eu am depus un proiect PLX 135 care prevede și publicitatea audio-vizuală. Este mai complex, însă nu asta este important. Important este faptul că orice demers care vine pentru a interzice publicitatea stradală și audio-vizuală, vom vota pentru. Partidul Național Liberal va vota pentru. Nu se discută aici despre interzicerea jocurilor de noroc, stimați reprezentanți ai jocurilor de noroc, care v-ați mobilizat într-un mod exemplar astăzi aici, însă am auzit că ați spus că reprezentați 100 de pariori de jocuri de noroc. Noi reprezentăm aici câteva sute milioane de români și copii care se uită pe străzile din București, cum este împânzit tot Bucureștiul de publicitate la jocuri de noroc, care mai de care mai atrăgătoare, care le spun copiilor să joace că vor câștiga, să joace că va fi bine, să-și dea ultimii bani de pâine pentru a-i duce în industria jocurilor de noroc. Acest lucru nu poate să continue pentru că nicio țară civilizată și nicio capitală din Uniunea Europeană nu mai există în Budapesta, în Viena, în Berlin, în Paris. Arătați-mi unde mai vedeți afișaje de 50 de metri și 100 de metri în care doamne care își etalează trupul spun: vino la noi și vei juca, vino și vei câștiga. Acest lucru nu mai poate continua, stimate reprezentante al jocurilor de noroc și al filmelor. Asta trebuie să o înțelegeți. Iar noi trebuie să facem pentru poporul român. Noi nu suntem aici pentru jocurile de noroc și pentru firmele pe care noi să le reprezentați. Trebuie să înțelegeți asta. La dumneavoastră, acolo, în țara Oașului, știm cum sunt... Nu, în țara Oașului, vă spun eu ce se întâmplă. În țara Oașului, pe strâmb... La Comisia de Educație. Tocmai pentru că suntem... Tocmai pentru că suntem, pentru că suntem la Comisia de Educație, vrem să dăm un semnal cât se poate de clar și să ne protejăm copiii, să ne protejăm viitorul acestei țări, iar cu păcănele și jocuri de noroc și cu publicitate, la jocurile de noroc care picură în mintea și sufletul copiilor, picătură cu picătură, că trebuie să joci, trebuie să pariezi. De ce nu vorbiți despre acei oameni care sunt internați pe la psihiatrii și au devenit dependenți și unii s-au sinucis din cauza jocurilor de noroc? Mulțumim frumos! Astea nu sunt argumente, domnule! Mulțumim, Cosma! Mulțumim! Deci, pentru primul proiect, PLX 197 pe 2023, vă propun un raport de adoptare.